patul, dacă tot stai pe el, Ramon. Ce se întâmplă dacă tot stai pe el? Trebuie să-l schimbăm, că s-a rupt și piciorul. S-a rupt piciorul. Să mor eu, am căzut tot cu pat. Ne trebuie un pat mare. Când ne invizi la tine? La... Uite, vin cu Ramon. Să ce? Vizită! Venim în vizită! Ce, măi? De ce s-a bucurat așa când te-a văzut? Păi pentru că ne știm de foarte mulți ani și... Păi, lasă, unde? Vedem la evenimente, odată da, am dormit noi, și cu ea în cameră. Hai, ce vorbești tu aici, măi? Copii! Nu mai mi-aduc. Bă, nu dor bine într-un pat cu trei picioare, hai, să vezi cum e să dor pe jos. Că weekendul ăsta... Cam atât. Dar ți-a plăcut când ți-am făcut? Da, mi-a plăcut acum, na, ce să mai ești? Prima dată, așa. Formă, nu prea... Numărul 2 a fost mai puternic. Bă, stai mă, că eu, prima dată e de încălzire și al doilea e mai mult. Dai măi, că m-ați zăpăcit. Păi bă, nu te supăra. Cine ți-a decorat ție camera? Mami? Tati? Nu, nu, amândoi. Nu cine ți-a decorat-o cu salată de vinete pe pereți, că aia mă gândesc că ai făcut tu, nu? Sunt cu animale. Cu animale? Ce animale? Cu animale. Are un tapet mare, mare cu harta lumii. Așa. Bă, dar e mare perete, că noi stăm la casă, știi? Că e și lumea mare. Da, se casa mare, mare, de tot cu două etaje și mansardă. Da, am înțeles asta, da. În Băneasa, unde e terenul... Da, am înțeles. Lângă pădure, pe jandarmeriei. Da. Acolo. Și are camera mare, 2,70 m, da. Că am avut asta. Tablă ca lumea pe acoperiș. Da, plus, nu tu vrei să o vinzi? Vrei să o vinzi? De ce îi faci reclamă? Ce animale ai în cameră? De toate. Girafa ai? Efelant ai? Da. Ai și maimuții? Da. Ai și cocoși, găini astea? Nu. Pisicuțe? Nu. Cățeluși? Aia e adevărat, de la prin curte. Uite... Nu mai animale sălbatice. Nu mai animale sălbatice. Floriana noastră, cred, împreună cu Alina, discută despre... Animale sălbatice. Nu, cum facem să ne amenajăm inteligent spațiul de locuit atunci când ne raportăm la accesorii, că sunt foarte importante într-o abilă. Am avut și un designer de interior, dar mai mult s-a ocupat soția. Dar și ce să mai... Designerul era mai mult de exterior, dar de-aia nu știa să fac interior. N-am înțeles. Floriana, neața! Bună dimineața, Răzvan! Bine v-am găsit! Ne dorim un interior cald și primitor atunci când suntem acasă. Alături de Alina astăzi o să vă dăm câteva idei pentru a avea casa de vis. Bună dimineața, Alina! De acolo? Nu, de unde? Patul! De unde? Adică patul l-am de vreo 3 ani de zile. Stai mă, stai, despre ce vorbești acum? Acasă, măi! Se vorbea de decorațiuni, de casă, dacă și-am văzut patul ăla acolo. Patul lui David? Nu mă, patul meu și al soției. Cum adică, n-aveți pat? Avem de 2 metri, da? Că dormim și cu copii și avem patul alăturat, că doarme aia mică și când o să ai tu copii o să înțelegi. Și după mea, nu, na, de atâta timp de 3 ani de zile, patul, dacă tot stai pe el, Ramon... Ce se întâmplă dacă tot stai pe el? Trebuie să-l schimbăm, că s-a rupt și piciorul, s-a rupt piciorul. Să mor eu, am căzut tot cu patul. Da, mă. Și l-am fixat că are șurub, dar tot rupt e piciorul. Dar noi suntem în direct, să știi acum, nu vorbim pe pauză. S-a rupt piciorul soției sau cum? Că nu s-a rupt piciorul la pat. Ok. E și sălbatic, gagiul. E nebun, e super crazy ce ai. Și acum că avem mai multe camere și că avem 3 camere sus, cu 2 băi. Am înțeles, dar n-aveți pat. În Băneasa, în Băneasa, lângă pădure. Poți dintr-o cameră de acolo și puneți-l păi camera. Ce, nu e că alea sunt pentru copii, pentru invitați, pentru nu știu ce. Ne trebuie un pat mare. Când ne invizi la tine la... Uite, vin cu Ramon. Să ce? Vizită. Venim în vizită. De ce, măi? Păi noi n-am văzut așa casă mare, știi, și trebuie să vedem și noi cum e. Veni să dea căldura. Și n-am văzut nici paturi cu 3 picioare și trebuie să vezi. Da, bravo, da. Doamnelor și domnilor, în această dezordine de idei, zic să o invităm pe colega noastră, iată, Cosmina Adam, să ne cânte ceva și apoi să ne minte ca la televizor. Că n-am văzut unul sincer să fie anul. Cosmina Adam. Ea este Cosmina Adam. Bună dimineața, bună, dragilor. Am venit un pic mai repede. Bună, Răzvan. Bună, Robert, bună, Răzvan. Răzvi. Bună dimineața, cu Robert și Răzvan.
Da, ăsta de ce s-a bucurat așa când te-a văzut? Păi pentru că ne știm de foarte mulți ani și... Păi, lasă, unde? Suntem la evenimente, odată am dormit noi, și cu ea în cameră. Ai, ce vorbești tu aici, măi? Copilul, copil. Robert. Odată? Deci, hai să vă zic, am avut câteva evenimente în care ne-am intersectat, dar nu zi, măi, că abuz la el. Ne-am văzut la ce aia. Ce vorbești, că te aude... Nevasta, da. Poate... Da, da, ci că odată e ca niciodată. Nevasta mea e deschisă! Nevasta o fi deschisă, o fi deschisă, dar lasă, da, că uite, înțelege lumea de acasă. Ce ți-a zis soția asta? Soția mi-a zis... Nu mi-a zis, mi-a zis acum, dacă tot... Hai mă, că părea că n-avem treabă. Deci tu ai dormit cu Cosmina în cameră? Cosmina, am dormit noi... Nu mai mi-aduc. Bă, nu dormi bine într-un pat cu trei picioare, exact, să vezi cum e să dormi pe jos. Că weekendul ăsta te aștept să nu te tragă de la ușă la șali. Da. Zi acum dacă ai spus, dacă a scăpat porumbelul. Apropo de porumbel. Nu cred că... S-a scăpat nimic, hai mai acum pe bune. Deci ați fost la un eveniment și era situația... La mai multe evenimente, mamă, după. Și situația era de așa natură, că așa spunea acasă. Bă, n-avem cum, trebuie să ne cupleze, că te doi în cameră. Am zis soției, da. Și a zis, fata aia de încredere, mi-a zis. Tu nu ești de încredere. El acum vrea să mă scoate. Fac eu, zi mă, David, fac eu de-astea. Scuză-mă. Vezi dacă ți-am dat importanță. Mă, cât de frumos, fata, dacă ne-am întâlnit la evenimente. Îți dai seama că ne-am întâlnit numai la evenimente. Da, de alea... Îmi zice, așa. Îmi zice bunica, stai, da. Așa, și? Numai la lume bună am fost, da. Și? Și, ce, și? Eu am cântat, el a făcut magiile lui. Și cam atât. Dar ți-a plăcut când ți-am făcut magiile? Da, mi-a plăcut acum, na, ce să mai ești talentat, ești bun. Era să strâng. Care număr l-ai făcut? Pe care l-ai făcut? Care ți-a plăcut, mă? Ei, vrei să te vulg acum, chiar. Că prima dată, așa, pe urmă, nu prea. Numărul 2 a fost mai puternic. Bă, stai, mă, că eu nu ai vrut. Hai de capul meu. Tot timpul Ramona e așa. Prima dată, nu-mi spune mie, când fac nu... numere de magie, prima dată e de încălzire și al doilea e mai bun. Ce bine, băi, ce dracu, nu știu. Nu cred că ai cântat cu telefonul. O faci încălzire acasă și te-ai pregătit. Robert, gata, acum e momentul meu. Lasă-mă și pe mine să vorbesc. Scuză-mă. Am venit și eu la neață acum. Băi, scuză-mă, nu cuză-mă. Că asta poate să zică doar Ramona. Bun. Zi-ne de piesa asta. Se mai aude? Te mai aude, Cosmina? Eu mă aud, 20. Așa. Am venit cu o piesă nouă, în primul... Deci ce se întâmplă? Dai, măi, că m-ați zăpăcit și... Băi, băi, nu te supăra, dar ai cântat toată piesa cu telefonul băgat, mă scuzi? Da, și stai, arată-ne unde ți-ai băgat telefonul. Uite. I-a căzut telefonul din... I-a căzut vibrații? L-am lăsat aici la spate. Uitați, aici la spate. De ce a căzut în față? Și în timp ce veneam, tot simțeam că tot. Are gaură din... Da, a căzut de tot. Zi-ne repede de piesă, că trebuie să luăm. Piesă nouă, o găsiți pe YouTube. Cosmina Adam, vă aștept acolo cu un like și, bineînțeles, să vă abonați la YouTube-ul meu. Și luna trecută am mai lansat o piesă nouă. E un cu stil machedonesc, așa, e puțin mai altfel decât v-am obișnuit până acum. Și urmează ca luna aceasta să scot o piesă împreună cu Mirela Vaida, cu colega mea. Dacă toți suntem moldovence și talentate și bune de gură, am zis să lansăm o piesă nouă. Așa de joc, cum ne place nouă, bătutele. Și-i pățât. Aveți și repertoriu pentru petreceri machedonești? Nu, dragule, nu. De ce? Am auzit că luna trecută a lansat o piesă mare. Dar nu e machedonească, e un stil. Eu când am văzut că vrei să vorbești, m-am gândit că ai dormit și cu Vaida în cameră, că te luam pe aici la alergat. Ia. Cu Mirela n-ai avut evenimente? Nu cu Mirela, că nu. Mulțumim, vă mulțumim. Haideți că cine ne-ați încurcat rău de tot cu aceste mișculațiuni. Colegii de la Observator, vă rugăm să ne iertați, așa ne-am aprins noi pe final de zi de vineri. Ce subiecte avem pentru ora 12?